Iată cât de ușor se pot înrădăcina butașii de smochin. Aici avem un butaș de la specia Negrone. Acest butaș a fost recoltat pe data de 31 ianuarie, acum mai puțin de o lună, astăzi este 25 februarie. Se vede că el a înmugurit și ce e mai îmbucurător este că i-au dat deja și niște rădăcini, se vede aici, aceasta albă. El este gata să fie transplantat într-un chiveci. Această metodă cu punga se numește metoda Fig Pop. Ea este foarte simplă, presupune numai tăierea butașilor cu un foarfec bine ascuțit și introducerea lor într-o pungă cu substrat. Eu am folosit aici substrat de cocos. Îl folosesc de ani de zile pentru a crește răsaduri. El are avantajul că este un substrat care este deja sterilizat prin procesul lui de producție, așadar nu avem ouă de dăunători sau semințe de burien în el. Se bagă pur și simplu în pungă. Eu nu i-am făcut niciun fel de tăieturi în scoarță, nu i-am dat niciun fel de hormon de rădăcinare și cu toate acestea, în termen de 2-3 săptămâni, încep să apară rădăcinile. Odată cu el am făcut și butașul de la specia Brunswick. Se vede că acesta nu a înmugurit, în schimb a dat rădăcini mai devreme și l-am transplantat deja la ghiveci. A durat cam 2 săptămâni acesta. Acestea au fost primele mele încercări de a înrădăcina butași. Este realmente foarte simplu. Le-am ținut în primele 2 săptămâni pungile cu butașii pe podeaua din baie, pentru că avem încălzire prin pardoseală și neavând o placă care să încălzească plantele, speciale pentru plante, am folosit încălzirea prin pardoseală pentru a le ajuta să înrădăcineze. Așadar, dacă aveți smochin pe acasă sau dacă aveți prieteni care au smochin, încercați să faceți înrădăcinarea aceasta prin butaș cu metoda Fig Pop în perioada de repaus vegetativ de iarnă.